Timișoara se pregătește de sărbătoare. Mult așteptatul târg de Paște se deschide duminică în orașul de pe Bega. Bucuria sărbătorilor pascale este tot mai aproape, iar noi suntem pregătiți să vă întâmpinăm cu brațele deschise la cea de-a 15-a ediție de la târgul de Paști Timișoara. În perioada 31 martie-6 mai vă așteptăm cu drag în trei locații emblematice ale orașului nostru: Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe și Piața Traian. Fiecare dintre aceste spații aduce cu sine o atmosferă unică și o poveste specială, care vor aduce un nou plus de farmec evenimentului. Casa de Cultură a municipiului Timișoara promite momente de neuitat în care muzica și activitățile de divertisment vor da viață atmosferei festive, iar bucuria sărbătorilor va fi resimțită în fiecare colț al piețelor noastre. Sunteți invitați să vă bucurați de ateliere specifice și talentul artizanilor locali sau bucatele tradiționale, așa cum le știm din bătrâni. Vă așteptăm alături de familie și prieteni, pentru că momentele petrecute împreună sunt cele care rămân în amintirea noastră pentru totdeauna. Programul din 31 martie include: ora 12, Piața Unirii, Alaiul Primăverii; ora 18, Piața Libertății, concert extraordinar cu Orchestra Simfonică Lira, transmit reprezentanții Primăriei Timișoara.